Bună, sunt Daniela Ionescu, medic ORL. Începem azi noul nostru serviciu comunitar, sâmbătă gratuită ORL. Vom avea gratuit, timp de 3 ore, toate serviciile pe care le facem noi în clinica ORL Daniela Ionescu, consultații, investigații, intervenții, pentru că vrem să ajutăm cât mai mulți oameni care nu au posibilități financiare, pentru că prioritate la aceste servicii vor avea pacienții fără posibilități financiare, pacienții vârstnici și care nu au bani, pentru că ne-au scris mulți pe social media că nu au posibilitatea, că și-ar dori, ar avea nevoie de rezolvarea problemelor ORL și ar dori să ajungă, dar nu au bani. Și din acest considerent am demarat această acțiune, sâmbătă gratuită, ORL, pacient, nu client, este motoul nostru, așezăm pacientul în centrul preocupărilor noastre și ne dorim să ajutăm cât mai mulți oameni să își rezolve problemele de sănătate cât mai repede. Să-i salutăm Vasile, Gil, Tatiana, bună dimineața tuturor, Tiberiu, da? Cei care ne întreabă, cine ne întreabă? Hai să ne începem. Frumos gestul Gil, zice, dar trebuie anunțat înainte. L-am anunțat deja de vreo două L-am săptămâni și anunțat de promovăm. 2 săptămâni Dar în distribuiți. live-urile. Vom avea o lună, o zi pe lună, fiecare O zi lună, pe lună. sâmbătă gratuită orele. Pentru cine nu știe, eu sunt H, sunt asistentul de succes al doamnei doctor. Și Vasile zice, da, vreau să-mi faceți și mie o programare la consultație. Nu e cu programare, veniți aici în Dacia 19, primul venit, primul Primul servit. venit, primul Așa că servit. cine ajunge, îi servim pe toți, toți cei care Astăzi vin până în la ora intervalul 10-1, 13. da? 1 PM. Așa, Mary, Praef Magic, Praef Magic, Alexandra Stan, pentru copil de 3 ani, ok, pentru toate vârstele. Da, toate vârstele, da, sigur. Da? Așa că se poate veni cu el? Da, cum să nu? Veniți! Bună, Vali, bună toată lumea! Deja suntem 216 oameni în live, distribuiți să ajungă, uite, la toată lumea, să știe toată lumea, avem 3 ore gratuit astăzi, performăm la cel mai înalt nivel. Nivel cu tot ce avem noi în clinică, cu toate posibilitățile de a face investigații, de a pune un diagnostic corect din prima. Alexandra Stan, bănuiesc că nu e cea cu sex obit, celebra cântăreață și pentru mine cam 33 de ani e ok, pot să vin sigur, toată lumea. Bună ziua Bogdan, mentorii, Ștefan, salutare tuturor, Ileana. Așa că, oameni buni, fiți în live, noi încercăm să fim cât mai mult cu voi, 3 ore, și să vă arătăm tot ceea ce facem noi și cum ne ajutăm pe oameni, ca să ne dorim să vă ajutăm. Doamna doctor, Să avu, cum începem. zice Putem englezul. să începem. Hai, avem și asistentele pregătite cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt doctor Ionescu. Calliopia. Luați loc aici. Doamna doctor, eu am adus și analize Da, medicale, puteți luați loc dacă aici. vă este de folos. Să se retracte puțin mucoasa nasului și să vedem dacă ne-ar ajuta intervenția cu radiofrecvență, pentru că protocolul pentru dependența de picături include așa. Întâi facem loc în nas, facem tunel cu această intervenție care micșorează cornetele, structuri respiratorii din interiorul nasului. Deci întâi facem loc cu această intervenție. Pe urmă, trebuie să vă dau tratament pentru rinita chimică pe care ați dezvoltat-o punând picături ani, zeci de ani. Și trei, trebuie să vă dau tratament pentru dependență, tratament care compensează cât de cât picăturile pe care le puneți, dar aici trebuie să vină și aportul dumneavoastră, pentru că dependența este psihică. Deci sunt trei linii pe care, trei direcții în care noi trebuie să mergem. Să facem loc în nas cu intervenția, dar intervenția singură nu o să vă scape de picături, de dependență. Da? 2. Tratamentul pentru rinita chimică și 3. Tratamentul pentru dependență. Acolo trebuie să vină aportul dumneavoastră.
Putem să facem intervenția. O facem? Da. Spray care toaletați nasul. Mulțumesc, desigur, doamnă. Nu mai puneți Vicks Tonim. Nu mai puneți Vicks Tonim. Deocamdată cu acestea mergem. Dacă se înfundă Nostamin, dar doar o dată pe zi. Așa. Și Nicapaminării nu îl puneți de 2-3 ori, dar puteți să le puneți și mai mult dacă e nasul încărcat. Și apă de mare. Da, să vă dea Dumnezeu sănătate. Să vă fie de folos. Ați văzut dacă am văzut cu Amelie cu încredere? S-a rezolvat foarte repede. Sunteți bine, da? Sigur că da. Bine. Ne vedem la control. Rinită cronică după lucrat în mediul toxic, la care s-a adăugat dependența de picături și rinita medicamentoasă de zeci de ani. O deviație de sept, dar nu foarte mare, deviație de sept și rinită cronică. Am început protocolul pentru rinita medicamentoasă și dependența de picături cu primul pas, reducția cornetelor cu radiofrecvență și apoi tratamentul pe care îl stabilim și promisiunea doamnei că nu va mai pune Vicks Tonim. Urmează tratamentul pe care îl am dat, ne vedem la control la 2 săptămâni. Cât a durat intervenția? 10 minute, 15. Da? Sunt la ziua nasului de sfundare, respiră liber în 15 minute, da? Cum vă simțiți? Foarte bine, respir foarte bine, mă simt minunat, niciodată n-am fost așa de, cu nasul așa de aerisit și de curat. V-a durut ceva? Nimic, absolut nimic. V-a curs sânge? Nu, nici n-am văzut. Bateți cinci. Super. Super. Sâmbătă plăcută, weekend fain. Am încheiat și
Prima sâmbătă gratuită. Hai să le spunem oamenilor câteva cuvinte acum la final, ca să facem și încheierea. Suntem vreo 500 pe live. Mulțumim. Acum. Mulțumim! Avem aproape 30.000 de like-uri și vă mulțumim. Mulțumim! Așa, și ce le spune și cu ce gânduri și când ne revedem cu ei și gratis și la... Ne revedem live în fiecare săptămână, joia de la 15.30, o oră jumate răspund la întrebările voastre, încerc să vă ajut pe cât mai mulți să vă rezolvați repede problemele de sănătate orele pe care le aveți. La emisiunea Dr. Orele. Dr. Orele live online. Joi. Joi de la 15.30 pe canalele noastre de social media, Facebook, Instagram, TikTok. Vă așteptăm, veniți în număr cât mai mare, puneți întrebări, răspund la întrebări cum am răspuns și acum între pacienții pe care i-am consultat în direct. Plus, urmăriți-ne toate videourile gratuite pe care le facem, avem peste 200 de videouri gratuite pe care le-am postat. Răspunde la întrebări problematici, din, mai ales din întrebările voastre și cu ce putem veni sunt noi. Sunt materiale informative pentru voi, le-am pus, gratuite. Informații aveți și acolo, informații primiți și în urma întrebărilor pe care ni le adresați. Și prin faptul că am organizat, că am făcut acest live în sâmbăta gratuită, unde am consultat și am operat, și ați văzut în direct cum se desfășoară și consultațiile și intervențiile la noi la clinică. Următoarea sâmbătă va fi o sâmbătă gratuită lunar. Anunțăm în timp. În decembrie. Următoarea vrem o sâmbătă decembrie. Gratuită orele în fiecare lună. Da? Așadar, oameni buni, ne revedem la... Ne revedem la orele. Mulțumim, o sâmbătă plăcută și weekend fain, oameni buni, și bineînțeles fiți sănătoși, că sănătatea e mai bună decât toate.